Spunem de multe ori, în special despre oameni și lucruri foarte diferite, că se află la poli opuși. Polii diferă ca noțiune în toate aspectele lor și marchează, la nivel absolut, însă și ideea de neasemănare. Totuși, nu ne întrebăm prea des dacă și la nivel geografic, exceptând dispunerea lor, deasupra și dedesubtul Pământului, polul nord și polul sud sunt într-un fel deosebiți. Ba mai mult, uneori oamenii au dificultăți în a discerne între cele două variante, atunci când sunt indicate sub numele proprii de Arctica și Antarctica. Din acest motiv, este interesant de văzut că polii geografici ai Terei nu se află degeaba la capete opuse ale planetei, ci din motive chiar mai întemeiate decât cele câteva mii de kilometri care îi despart. Antarctica, polul sud, versus Arctica, polul nord. Antarctica este al cincilea continent ca mărime de pe glob, cu 14 milioane de kilometri pătrați și este cel mai rece punct de pe Terra. Continentul este înconjurat de apele Oceanului Antarctic, o apă cu salinitate redusă. De asemenea, 90% din ghețarii de pe Pământ se află în Antarctica, ceea ce înseamnă destulă apă dulce pentru populația Terei. Banchiza măsoară aproximativ 29 milioane kilometri cubi de gheață. La polul sud, precipitațiile sunt la fel de rare ca în deșert. Antarctica se află la 2835 de metri deasupra nivelului mării. Arctica este în mare parte formată dintr-o calotă de gheață din Oceanul Arctic, dar cuprinde și zone de uscat sau gheață. Polul nord include și partea nordică a Groenlandei, Islandei, Norvegiei, Finlandei, Suediei, Rusiei, Americii și Canadei. Urși polari și pinguinii. Mulți oameni cred că urșii polari și pinguinii împart același habitat. Este o idee falsă indusă de cărțile poștale, de filme sau reclame. Pinguinii trăiesc numai în emisfera sudică, adică în Antarctica, unde nu există prădători naturali. Dacă pinguinii ar trăi în același loc cu urșii polari, atunci aceștia din urmă nu ar avea nicio problemă în ceea ce privește sursele de hrană. Urșii polari, în schimb, trăiesc numai la polul nord. Sunt stăpânii ghețurilor din Oceanul Arctic, fiind cei mai mari prădători de uscat, hrănindu-se cu foci, morse și ocazional cu balene eșuate. Ținutul nimănui. În ciuda imaginilor simbolice ale diferiților exploratori care au înfipt triumfători steaguri în gheața de la polul sud, continentul Antarctic este singurul loc de pe Pământ care nu aparține nimănui. Nu are vreo istoria unor popoare aborigene și este guvernat prin Tratatul Antarcticii, conform căruia atât teritoriul în sine, cât și resursele lui vor fi folosite numai în scopuri pașnice și științifice. Această situație se află într-un contrast puternic cu populația de peste 4 milioane de locuitori care trăiește în interiorul cercului arctic, atât în câteva mici așezări, precum și în orașe mari. Pe teritoriul Antarcticii nu se află decât ocazional oameni, aflați în misiuni de cercetare și numeroase baze științifice. Soarele și temperatura. Ne-am obișnuit atât de mult cu succesiunea zi-noapte, încât ni se pare debusolant ca undeva pe Pământ ziua să dureze 6 luni. Și totuși, în acele regiuni este cât se poate de firesc. În jurul datei de 21 iunie, are loc solstițiul de vară ce marchează începutul verii la polul nord, iar la aceeași dată începe solstițiul de iarnă ca urmare a începutului iernii la polul sud. Astfel, vom avea ziua cea mai lungă și noaptea cea mai scurtă, iar în emisfera sudică, ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă. Ziua polară durează 6 luni la polul sud, atunci când soarele este vizibil 24 din 24 pe cer. În schimb, noaptea polară nu durează chiar 6 luni, ci 2 și jumătate, din 12 mai până în 31 iulie, când bezna pune stăpânire pe albul imaculat al ghețarilor. În restul timpului, zărindu-se crepusculul. Polul sud este mult mai rece decât polul nord. Temperaturile din Antarctica sunt atât de scăzute, încât zăpada nu se topește niciodată în unele zone ale continentului. Temperatura medie anuală este de minus 49 de grade Celsius, ceea ce îl face cel mai rece loc de pe Pământ. În comparație, temperatura medie în timpul iernii în zona arctică este de minus 34 de grade Celsius și crește cu câteva grade în timpul verii. Cea mai scăzută temperatură înregistrată pe glob a fost de minus 89,6 grade Celsius și a fost semnalată la Vostok, lângă polul sudic geomagnetic. Resurse. Sub gheața din nordul cercului arctic se află aproximativ un sfert din totalul rezervelor de petrol neexploatate ale Terei.
Din acest motiv, Rusia a și făcut demersul îndrăzneț de a pune monopolul asupra unei mari porțiuni a regiunii arctice, în speranța că va putea exploata depozitele de zecăminte din dorsala Lomonosov, o protuberanță subacvatică de sub Oceanul Arctic, întinsă pe o distanță de 1800 de kilometri și în care s-ar ascunde până la 10 miliarde de tone de petrol. Și SUA revendică locul la porție, trimițând distrugătoare de gheață pentru a-și marca teritoriul din vecinătatea Alaskei. Deși se crede că depozite de petrol există și în scoarța continentală a Antarcticii, cum ar fi zona de sub Marea Ros, Tratatul Antarcticii interzice vehement, pentru moment, orice exploatări la Polul Sud. Cam acesta a fost videoclipul. Dacă ți-a plăcut, dă-i un like și un share, mă ajută mai mult decât crezi. Mulțumesc pentru atenție și nu uitați, dacă aveți idei interesante de clipuri, lăsați comentarii cu ele. Pe data viitoare!